acest minunat proiect, nu numai că a prins conturi, dar a prins rădăcini adânci în viața comunității românești din Antena și din Ungărici. Știm că nu a fost ușor, știm că acest proiect, aceste cursuri, așa cum arată ele astăzi, nu s-au născut peste noapte. Ele sunt rodul unei munci asidue, al unor oameni inimoși din comunitate, care au înțeles foarte bine cât de importante sunt aceste cursuri pentru păstrarea identității românești a tinerei generații din comunitatea noastră. Și aș vrea să felicit din toată inima comunitatea Sfântul Ștefan cel Mare, în special părinții, profesorii desigur și nu în ultimul rând pe copii pentru munca pe care au depus-o în acest an școlar care, iată, s-a încheiat. Aș vrea să vă asigur în continuare de întregul sprijin al ambasadei pentru acest proiect la care ținem cu toții foarte mult. La mulți ani copiilor de ziua lor și tuturor realizate de cei cursului de iconografie și pictură din cadrul comunității române Sfântul Ștefan cel Mare, elevi conduși de doamna Oana și de domnul George Iacob. Eveniment deosebit, suntem onorați că unul dintre cadrele noastre didactice își lansează primul volum de poezii intitulat Frânturi de suflet. Felicitările noastre doamnei Danielei Popa Popescu. Frânturi de suflet este o carte scrisă din suflet, pentru suflet, adresată nouă tuturor, celor mari și celor mici. Și lipește ca să facă colaci buni pentru mai târziu.